frumoasă sărbătoare în această seară, grup atât de frumos, cum vă simțiți? Bine, nu? Cred că cum ne simțim cu toții. Ne-am dorit foarte mult să suntem grupa așa cum am încheiat. Ne doream să rămânem pe primul loc, am reușit asta. Ne bucur foarte mult că am bucurat, nu știu, o țară întreagă și mai ales suporterii care au fost alături de noi în această seară. Au venit la stadion, au plecat fericiți și ne bucură acest lucru. Te gândeai la începutul preliminariilor că o să terminați grupa pe primul loc? Vă spun din toată inima și cu o mare, foarte mare sinceritate, vorbeam cu Ioanis când am auzit grupa și am spus că ne vom bate la primul loc. Aveam foarte mare încredere în grup, în generația asta, știam calitățile fiecăruia dintre noi și, bineînțeles, și cu puțină șansă, nu, că Elveția s-a împărtat de foarte multe ori, am reușit să terminăm grupa pe primul loc. Așteptați cu nerăbdare să mergeți în Germania. Bineînțeles. Am ridicat ștafeta în acest moment și vom merge în Germania să facem o treabă foarte, foarte jocă. După ce v-ați calificat, v-ați stabilit obiectiv, un alt obiectiv, locul 1. Acum ați ieșit și pe locul 1, v-ați stabilit și următorul obiectiv sau încă trei de vreme în trecuți. Da, mai trebuie, cred că mai trebuie să mai conștientizăm puțin că ne-am calificat, o să mergem la Euro, dar bineînțeles că gândurile noastre, deja de după meciul cu Israel, au fost acelea de a ieși din grupe. Chiar dacă poate nu s-a spus cu voce tare lucrul acesta, fiecare dintre noi se gândea la treaba. Clasica întrebare, te-ai gândit și te-ai vrea să fii în grupă, știu că e... Echipă mare, din prima... Adversar mai... Nu mă interesează, vom vedea, va fi tragerea la sort, dacă nu așa, în 10 zile, nu, 10-12 zile. Da. Și Achiri zice, ar vrea să plece din nou cu România. Primim din nou Elveția? Da, de ce nu? Vom vedea. Așteptăm să vedem grupele și după, bineînțeles, că vom vedea ce va fi la Europa. Care a fost secretul? Cred că grupul și atmosfera foarte bună din cadrul echipei în momentul de față. Astea două lucruri de când am adus să terminăm grupa într-un mod cum întâlnă. Cum a fost atmosfera în seara asta? De ce să spui și nu cum s-a părut? Nu știu, n-am... 50.000 de oameni. Da, n-am cuvinte, nu? Sunt niște sentimente pe care cred că e foarte greu să le descrie, nu? Pentru că e o mândrie când vii să joci la echipa națională, e o mândrie când știi că ai dat totul și aș ieșit așa cum îți doreai. Nu știu, sunt niște sentimente care, vă spun sincer, sunt greu de descris. Pentru tine, calificarea asta e cea mai frumoasă realizare în fotbal, să zic, sau? Nici nu se pune în progres. Nu se compagă în progres. Dar de departe. Care crezi că a fost punctul cel mai important în această campanie? V-ați dat seama, gata, ne calificăm. Momentul cel mai important. Cum am spus, de la început am început foarte bine grupa. Primele patru meciuri, dacă nu mă înșel, am avut o punctă, nu? După primele patru meciuri, dacă nu mă înșel. Am avut două victorii și două egaluri. Și după, bineînțeles, ați văzut dumneavoastră unde ne-a adus lucrul acesta, nu? Că am terminat grupa nimic și cred că s-a mai întâmplat doar o singură dată lucrul acesta în istoria, națională. De două ori. Și mă bucur că fac parte din această generație care, până la urmă, a reușit să scrie istoria așa cu, cum se spunea la început, nu? Dificultăți, cu greutăți, cu chiu-cu-vai, cum se spune la noi, am reușit să scoatem la capăt și mă bucură foarte mult modul în care am reușit să scoatem la capăt și modul în care am terminat acest lucru. Cu acest lucru, întâi, crezi că ați dat peste nasul celor care v-au contestat de la început până la final? Lumea știți cum e, vorbește, nu? Are tot dreptul să spună fiecare părere, nu? Mai ales când vorbesc cu foști mari fotbaliști, nu? Foști mari concurenței echipe naționale, au dreptul la opinie. Noi, până la urmă, am încercat să ascultăm cât mai puțin ceea ce venea din afara cadrului național. Și am demonstrat până la urmă pe teren că am meritat, cred eu, să terminăm pe primul loc. Mulțumim!